Bună ziua, dragi telespectatori, sunt Adriana Cărare, bine v-am regăsit la emisiunea Invitație la Cunoaștere. În emisiunea de astăzi vom discuta despre rolul ELSA în viața studenților la drept. Invitații mei de astăzi sunt domnișoara Laura Gabriela Foia, vicepreședinte STEP, și domnul Ștefan Prepeliță, președinte ELSA pentru mandatul 2018-2019. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, mulțumim pentru invitație. Ștefan, spune-mi despre asociație, cum a luat ființă și care sunt obiectivele acesteia. Sigur. Asociația Europeană a Studenților în Drept, sau ELSA, este cea mai mare asociație pentru studenții în drept, răspândită în 44 de țări la nivelul Europei și a Orientului Mijlociu, pentru că avem grupuri naționale și în Georgia, Azerbaijan, Armenia și Turcia. ELSA International a luat ființă în anul 1981 și înființarea ELSA este cumva învăluită într-o aură de legendă. De ce? Se în spune 1981 aveam un an. Da, avem deci destul de veche. Deci în 37 de ani de ființare. Spuneam că asociația are, sau înființarea asociației are acest caracter de legendă. Se spune că studenți din patru țări, și anume Republica Federală Germană, Austria, Ungaria și Polonia, s-au întâlnit într-un tren întâmplător și acolo au luat decizia că ar fi bine pentru studenții de la drept, de cele două părți ale cortinei de fier, să aibă stagii de practică și vizite de studiu împreună. Bine, trecând peste caracterul acesta de legendă, ELSA, cum spuneam, a luat ființă în 1981, la 4 mai, și în fiecare an, pe data de 4 mai, este aniversarea ELSA. La nivel de ELSA, la nivel de România, ELSA este prezentă prin ELSA România ca și grup național și ELSA România a luat ființă la începutul anilor 90, iar rând pe rând s-a dezvoltat în 12 grupuri locale. Suntem prezenți în cele mai mari centre universitare, însumăm momentul de față peste 2000 de membri. Iar la nivel local, la Iași, ELSA a luat ființă în 1999 ca membru observator în cadrul rețelei ELSA România și din 2000 ca membru activ. Iar ca obiective, scopul principal al ELSA este acela de a contribui la educația juridică, de a promova înțelegerea reciprocă între studenții la drept și tinerii juriști. Foarte frumos. Deci, în prezent, ELSA Iași, câți membri numără? În prezent, ELSA Iași numără aproximativ 200 de membri. Suntem în continuă creștere, mai ales că acum au intrat studenții de anul întâi și îi așteptăm la recrutări. Dacă tot a început anul universitar, ar fi bine să ne spui cum pot deveni membrii asociației studenții de anul întâi, care au pășit în carieră, nu? Sigur. ELSA Iași are un proces de selecție un pic mai amplu și îi voi da cuvântul colegei mele, Laura, pentru că este vicepreședinte, are membri în departament și poate să explice mai bine procesul Laura, de selecție. Laura, ce înseamnă STEP? Ok, STEP înseamnă Student Training Exchange Program și se referă la anumite stagii de practică pe care noi le organizăm împreună cu celelalte grupuri locale din întreaga rețea ELSA. Astfel, noi oferim stagii de practică studenților români în străinătate, deci au oportunitatea de a se dezvolta pe plan cultural și profesional, cunoscând diferite sisteme juridice din întreaga Europa și Orientul Mijlociu, cum spunea colegul meu. Cum a ajuns vicepreședinte? Sunt niște alegeri anuale la nivelul asociației? Da, la noi alegerile sunt anuale. Eu am intrat în departamentul STEP în anul întâi, când eram boboacă. Pot să spun că nu a fost prima mea alegere la început, dar atunci când am ajuns în respectivul departament am fost foarte fericită pentru că am găsit un departament închegat care are proiecte incredibil de interesante și de care m-am îndrăgit enorm. În anul al doilea pot spune că m-am implicat în coordonarea și organizarea tuturor proiectelor pe care departamentul meu le organizează și am decis la final de anul 2 că este cazul să fac mult mai multe pentru asociația care mi-a dat mie atât de multe bucurii și oportunități de dezvoltare. Să înțeleg că ai avut un rol activ în cadrul asociației și acesta te-a recomandat să ocupi poziția de vicepreședinte. Ți-ai depus un soi de candidatură? Ai spus că ai să faci lucruri pentru departament? Ai să aduci oportunități pentru studenți?
Deci procesul nostru de a candida pentru o funcție este, în primul rând, prima etapă este de a trimite o candidatură ce conține un CV specific ELSA și o scrisoare de intenție. Alături de un plan de acțiune în care menționezi exact punctual tot ceea ce vrei tu să faci în următorul tău mandat. Eu am promis că voi aduce foarte multe locuri de practică care vor fi de asemenea plătite cât și de foarte mare calitate, atât la nivel local cât și la nivel european. De asemenea, am promis că voi face un eveniment despre care sper să vă povestesc mai târziu, în legătură cu niște joburi și niște oportunități. De asemenea, am promis că voi avea o echipă la fel sau mult mai închegată decât cea pe care am primit-o la începutul mandatului și că voi depune toate diligențele să fac totul să iasă perfect. Dacă tot vorbim despre candidatură, Ștefan, tu cum ai ajuns președinte și de ce ți-ai dorit tu această poziție în ELSA? E o întreagă poveste în spatele acestei decizii. Eu am intrat în ELSA în anul 2015, când eram în anul întâi la drept. În anul 2 am fost vicepreședinte marketing ELSA Iași, apoi în anul al treilea am candidat la nivel național, tot pe marketing, ca vicepreședinte marketing. După ce mi-am terminat mandatul la nivel național, nu credeam că mă voi mai implica în continuare atât de activ sau să am o funcție de conducere. Însă mi-am dat seama că în anii trecuți am acumulat ceva experiență, atât în ceea ce privește reprezentarea asociației, fiind pe marketing și marketingul cu asta se ocupă, cât și la nivel de board management, de fundraising, pentru că trebuie să găsim sponsor pentru proiecte și așa mai departe. Și am luat decizia că aș putea să aduc ceva valoare în plus asociației și să contribui cu experiența pe care am acumulat-o până în momentul respectiv. Planul tău de acțiune în ce constă pentru asociație, în cadrul mandatului tău? Da, în cadrul mandatului, în primul rând, mi-am propus să realizez cât mai multe parteneriate prin care să putem avea resurse financiare încât să ne facem evenimentele cât mai bine posibil. De asemenea, mi-am dorit și lucrez din plin la relațiile dintre ELSA Iași și celelalte grupuri locale și încerc să-mi sprijin cât mai bine colegii pentru a avea, cum am spus, evenimentele cât mai calitative. ELSA Iași deja este renumită pentru evenimente calitative și trebuie să menținem standardul. Laura, să revenim la procedura de selecție a noilor membri. Ce pași trebuie urmați ca să devii membru în cadrul asociației? De procesul de recrutare al membrilor și implicit a bobocilor se ocupă departamentul nostru de resurse umane. Acest procedeu este format din două sau trei etape, să spunem așa. În primul rând, aceștia trebuie să participe sau ar fi bine să participe la evenimentul nostru This is ELSA, unde vor afla totul despre departamentele noastre. Ulterior, ei vor completa un chestionar de aplicare din care o să fie evidente calitățile lor, la ce sunt punctele lor forte, la ce nu sunt atât de buni. Ulterior, dacă aceștia reușesc să obțină 60 din 100 de puncte la chestionar, vor fi chemați la un interviu și urmând ca după această etapă să fie repartizați într-un departament în care cei de la resurse umane consideră că sunt cei mai potriviți. Din ce îmi spui tu, se pare că nu oricine poate deveni membru și vii alegeți pe cei mai buni. Da, îi alegem pe cei mai buni studenți la drept din orice universitate din Iași. Ați pomenit de departamentul STEP, departamentul de resurse umane. Vreau să-mi spuneți dacă funcționează și alte departamente în cadrul asociației. Știu că sunt în număr de 5. Sigur. Celelalte departamente sunt activități academice, seminare și conferințe și marketing. Ca să detaliez puțin... Ce face fiecare departament în parte? Activitățile academice se ocupă în special de concursuri de procese simulate, seminare și conferințe, cum îi spune și numele, de seminare și conferințe și de vizite de studiu cu studenți din alte centre universitare sau vizite de studiu la instituții. Iar departamentul marketing se ocupă de promovarea evenimentelor și asociației. Sună interesant. Știu că asociația ELSA nu este singura asociație dedicată studenților la drept. Laura, vreau să-mi spui cu ce se diferențiază asociația voastră de alte asociații sau ce beneficii oferă membrilor săi.
Cu mare drag vă răspund la această întrebare. Asociația Europeană a Studenților la Drept se diferă de cealaltă asociație a studenților la drept de la noi din facultate prin faptul că oferă proiecte la scară largă, proiecte internaționale și europene, școli de vară europene, oferă foarte, foarte multe posibilități de a pleca în străinătate și de a obține multe experiențe din punct de vedere cultural și profesional, toate aceste lucruri la costuri mult mai mici decât în mod normal. De asemenea, se diferențiază prin oameni foarte muncitori și care au o viziune comună cu cea noastră, să împărtășim respectul dintre oameni și tot ce este mai bun. Și sunt multe lucruri mici care fac diferența, dar acestea sunt cele mai mari. Dacă un student la drept sau un absolvent al facultății de drept trece în CV faptul că a fost membru al asociației și s-a implicat în diferite activități, ce spune despre el faptul că bifează și această calitate? Faptul că un student bifează apartenența lui la un grup ELSA pe perioada studiilor este un bonus foarte mare pentru respectiva persoană, întrucât suntem cunoscuți la, cum v-am mai spus, la scară largă, la nivel european. Însă să știți că noi nu facem asta pentru a trece în CV, ci pentru dragul de a îi ajuta pe ceilalți. Și de a învăța lucruri și de a porni în cariera juridică. Pentru că spunem, am amintit de cariera juridică, știu că organizați stagii de practică pentru studenți, da? Și vreau să-mi spuneți cum îi sprijiniți în a face practică la diferite instituții și societăți de profil. Departamentul STEP, departamentul meu, este cel care se ocupă de stagiile de practică, atât în România, cât și în alte state. Noi am să vorbesc separat de cele două. Primul, care vizează stagiile de practică la nivel local, se cheamă Postuniversitaria. Noi îi ajutăm pe membrii participanți prin a le oferi un anumit număr de locuri de practică. Practic, ei trebuie doar să se prezinte la locul respectiv și totul este deja prestabilit de către echipa mea. De asemenea, îi ajutăm cu toate actele de birocrație, în sensul că adeverințele tot noi le colectăm, copiile după cărțile de identitate noi le colectăm și le dăm mai departe. Deci noi suntem un fel de mediatori între instituții și participanți pentru ca lor să le fie mult mai facil. Iar la nivel european, la nivel de proiect STEP, este un pic mai complicat, întrucât noi trebuie să-i ajutăm pe ei să-și scrie o scrisoare de motivare, să-și scrie un CV ELSA și un CV normal. Trebuie să-i ajutăm să-și selecteze diferite stagii de practică printre cele pe care ei și le doresc, pentru care e puțin mai greu la STEP, dar este mult mai îmbucurător la finalul zilei. Faceți un lucru important pentru ei. Așa ne dorim să credem. Ștefan, care sunt cele mai dorite locuri de practică? Unde își doresc studenții să meargă să învețe? Cred că cele mai dorite locuri de practică sunt în casele de avocatură sau în cabinetele individuale de avocatură și colega mea poate să confirme. La fel, birourile de executor judecătorești, birourile notariale, pentru că în facultate practica este obligatorie abia în anii 3 și 4. Iar mulți studenți din anul întâi vin entuziasmați și vor să vadă cum se desfășoară activitatea în diverse profesii juridice. Și consider că oportunitatea pe care ELSA le oferă de a-și găsi locuri de practică încă din anul întâi ne diferențiază foarte mult de multe alte asociații. Nu știu ce alte... ar trebui să știi mai bine ce alte instituții. Da, este foarte, foarte mare cerere pentru Tribunalul Militar și Parchetul Militar, de asemenea. Da, chiar vreau să te întreb dacă aveți colaborări cu instanțele de judecată. Din fericire, da, avem colaborări foarte multe cu instanțele de judecată și nu numai pe departamentul meu, ci și pe alte departamente. Și dacă îmi permiteți, vă povestesc un pic despre acest lucru. Sigur. Departamentul nostru de activități academice organizează, printre multe altele, un concurs de procese simulate pe diferite teme, precum drept civil, drept penal sau drepturile omului. Ei, astfel participanții, urmează să rezolve o speță dată în fața unui juriu format din 3 persoane, și anume un judecător, un procuror și un avocat. Acest lucru are loc de obicei la tribunalul din Iași, drept pentru care ei reușesc să cunoască exact mediul înconjurător în timpul unui proces și sunt mult mai familiarizați. De asta avem un număr foarte, foarte mare de participanți.
la acest eveniment. Și premiați cel mai bun joc de rol? Desigur, premiile sunt simbolice, presupun. Da, consistente. Da. Ce oferiți? Și... cărți de drept? Depinde de la an la an, da. Premii în bani, iar ca o completare... Și ce anume evaluați în momentul în care premiați cel mai bun joc de rol sau prestația? Jurații sunt cei care decid și în general decid pe baza abilităților de a-și expune un punct de vedere în mod concret și în mod logic, urmând un fir logic al raționamentului și de asemenea argumentele. Motivarea până la urmă. Da, motivarea. E cea mai importantă. Da. Deci preferă studenții să meargă în practică la instanțele de judecată. Cred că primiți și un feedback după stagiul de practică. Mi-a plăcut acolo, aș vrea să mai revin și în următorul an. Într-adevăr, da. Obținem destul de multe feedback-uri ca să știm cât de bine au colaborat participanții noștri cu instituțiile. Cu ce se diferențiază stagiile de practică în străinătate față de cele care au loc la nivel național? Proiectele pe care le derulați în străinătate? Pot să vă povestesc cum la început despre stagiile de practică, pentru că ele se diferențiază foarte mult, întrucât cele din străinătate sunt fie plătite, fie este asigurată cazarea, masa și alte nevoi urgente de subzistență. Pe când pe plan local există o taxă, deci este exact contrariul. Pe de altă parte, se diferențiază și prin faptul că pot lucra nu numai în cabinete de avocatură sau în instanțe dintr-un anumit stat, ci și la organizații internaționale și instituții internaționale. Preferă studenții să meargă în stagii de practică în străinătate? Din păcate sunt destul de speriați de ideea asta. Sunt sceptici și nu au curaj să meargă, dar o să lucrați la asta, nu? Să-i motivați să facă și un astfel de pas. În schimb, am avut studenți din străinătate care au venit să facă practică la Iași. Am avut student din Italia, anul trecut din Cehia, din Ucraina, cred. Și e îmbucurător faptul că studenții din străinătate aleg să facă practică la Iași. Cum s-au simțit la noi sau cum a fost schimbul ăsta de experiență? Le-a plăcut foarte, foarte mult, mai ales că noi avem și diferiți juriști care pot vorbi și în alte limbi pentru care au colaborat în limbile lor de origine sau în engleză, franceză. Le-a plăcut foarte mult și programul cultural, orașul nostru, pentru că i-am dus să viziteze și de regulă îi ducem să viziteze toate marile puncte de atracție din Iași și din zona de pe lângă. Am impresia că o colegă de-a noastră din Cehia a fost și în Republica Moldova la Chișinău, a vizitat un pic, deci încercăm să le facem experiența cât mai frumoasă. Și dacă mi-amintesc, am avut și noi la Camera de Arbitraj și Mediere. O studentă, nu mai știu exact. Da, colega noastră din Grecia, Zoe. Da, da, foarte drăguță. I-a plăcut foarte mult. I-a plăcut și venise pentru metode alternative de soluționare a conflictelor. Vrea să vadă cum e la noi, ce e diferit față de ce se practică în Grecia. Exact. Da, chiar a fost interesant. Am văzut pe pagina voastră de Facebook că ați avut un proiect la Bruxelles. În ce a constat acest proiect? Departamentul nostru de seminarii și conferințe organizează această vizită instituțională la Bruxelles de aproximativ 5-6 ani, dacă nu mă înșel de acum. Poate chiar mai mult. Suntem chiar singurii, de fapt, din rețeaua ELSA România care organizează acest eveniment. Anul acesta am avut ocazia de a merge la Parlamentul European și la sediul nou renovat NATO, unde am avut parte de foarte multe prelegeri și discuții. Tu? Am fost și eu, da, a fost și Ștefan. Am avut parte de multe discuții cu angajați și reprezentanții României, europarlamentari, cam cu toată lumea din domeniul nostru. Cât ați stat acolo? 3 zile am stat. Dar frumos, au fost 3 zile foarte pline. Intens, nu? Așa este. Și, mă scuzați. Vizita instituțională la Bruxelles, din punctul meu cel puțin de vedere, este o oportunitate foarte bună pentru studenții la drept de a vedea că domeniul juridic nu se oprește doar la magistratură și avocatură. Cu facultatea de drept ai oportunitatea de a lucra chiar într-o instituție a Uniunii Europene și ne-au fost prezentate diferite internship-uri și stagii de practică acolo. Și mie personal chiar mi-a deschis și o altă viziune, pentru că
la fel, ziceam, ok, termin facultatea de drept, vreau să practic avocatura, dar mi-am dat seama că s-ar putea să pot să fac și altceva, mai mult decât atât. Ți-a deschis alte opțiuni, da, și alternative. Da. O să repetați astfel de evenimente în fiecare an? Da, așa ne propunem să repetăm în fiecare an și dacă se poate chiar de două ori, să fie semestrial, dar vom vedea. Cum. Cine v-a susținut în acest demers? Toată lumea din Elsa Iași a lucrat puțin câte puțin la realizarea acestui eveniment. Sunt cadre didactice universitare care vă sprijină sau vă dau idei despre activități sau evenimente, conferințe? Vă consultați cu profesorii în cadrul universităților? Da, și chiar avem... Întâlniri de lucru? Da, și chiar avem foarte mulți profesori care au fost membri ELSA la un moment dat și ne susțin și participă la evenimentele noastre, ne ajută cu sfaturi și încurajează cumva studenții să facă voluntariat. Am văzut că promovați pentru 8 octombrie un eveniment, This is ELSA. Ce o să se întâmple acolo și cui se adresează? This is ELSA se adresează în principal bobocilor, dar și celor din anii mari care încă nu sunt membri ELSA. Noi, cu ocazia acestui proiect, o să prezentăm fiecare departament în parte, cu avantajele și proiectele pe care noi le organizăm, drept pentru care cei care încă nu sunt din echipa noastră, să spunem, vor putea să aplice și vor ști exact unde își doresc să ajungă în funcție de ce task-uri și ce proiecte avem fiecare dintre noi. Câți participanți estimați la eveniment și unde o să-l organizați? Sperăm undeva la peste 200 de participanți, având în vedere că anul acesta la drept au intrat 250 de studenți, dacă nu mă înșel, la zi și încă vreo 150 la IFR. Evenimentul va fi organizat, cum spuneați, pe 8 octombrie în Amfiteatrul 1-1 al Facultății de Drept, începând cu ora 12. Vă dorim succes! Mulțumim! Laura, ce își dorește un student în anul 1? Se oferă asociația față de un student în anul 2-3, când acumulează experiență, are alte așteptări? Eu pot să vă spun ce îmi doream eu în anul 1, când eram studentă și am aplicat pentru ELSA. Mi-am dorit o mini-familie, să-i spunem, un grup de lucru cu care să pot să fac foarte multe proiecte care să-i ajute și pe ceilalți. Mi-am dorit prieteni noi și să învăț de la cei mai mari, care să nu se uite de la noi de sus, considerând că ei sunt mai mari și știu mai bine, și este exact ceea ce am găsit. Așteptările tale s-au schimbat de la un an la altul? Odată ți-ai dorit alte lucruri din partea asociației? Pot spune că mi-am dorit lucruri diferite. Pot spune că mi-am dorit alte lucruri, în sensul că odată cu evoluția mea în departament și în asociație, mi-am dorit să obțin cât mai multe responsabilități și cât mai multe lucruri de făcut, și din nou asta s-a întâmplat. Care a fost cea mai mare provocare pe care ai avut-o tu în asociație? Cel mai greu proiect sau dificil care te-a forțat să faci lucruri diferite și ți-a ieșit bine? Pot spune că proiectul post-universitar, acele locuri de practică pe plan local, acest proiect este destul de obositor, în sensul că sunt foarte multe instituții, sunt foarte mulți participanți și dacă nu gestionezi bine situația și nu îi selectezi cum trebuie, sunt foarte mari șansele să fie haos, drept pentru care am depus foarte multe ore de muncă ca totul să iasă perfect. Și ai fost foarte stresată. Am fost destul de stresată, da. Dar a ieșit tot foarte bine. Perfect. Ștefan, în calitate de președinte al asociației, te confrunți și cu situații de criză, cu conflicte, trebuie să detensionezi anumite situații, să manageriezi anumite... Da, categoric se întâmplă, având în vedere că suntem un număr atât de mare de membri, cu siguranță mereu se ivește câte un conflict. Bine, ce se întâmplă la nivel departamental cam cade în sarcina vicepreședinților, dar mă implic și eu în medierea conflictul. Bine, până acum, slavă Domnului, de când am intrat în mandat, nu au fost... N-ai avut niciun moment dificil pe care să-l depășești? Sau... Având în vedere că mandatul nostru a început la 1 august, încă nu. N-am întâlnit situații de criză atât de grave încât să nu le putem manageria. Am înțeles.
Aveți și alte genuri de activitate, nu știu, să faceți petreceri, aniversări, faceți numai lucruri serioase în cadrul asociației? Nu facem numai lucruri serioase și ne asigurăm că avem și o doză de distracție în tot ceea ce facem, dar mai ales noi organizăm diferite petreceri la început de an sau la început de semestru, eventual și una de Crăciun cu scop caritabil. De asemenea, mai organizăm și un seminar local de motivare și instruire, care este pe jumătate serios și pe jumătate distracție și team building și petreceri. Deci ne distrăm și noi, nu suntem mereu serioși. Și de asemenea, la nivel național, de două ori pe an, toamna și primăvara, se organizează întrunirea Consiliului Național, constituit din toate grupurile locale, unde ne adunăm în jur de cel puțin 400 de participanți. Dimineața, de regulă, avem ateliere și workshop-uri pe fiecare are de activitate, unde încercăm să dezvoltăm cât mai bine rețeaua, iar seara, bineînțeles, ne întâlnim la party-uri, socializare și așa mai departe. Elsa Iași se diferențiază de Elsa din Cluj sau din București, că presupun că sunt mai multe filiale, da? Puteți spune că aduceți o notă specifică asociației din Iași față de asociațiile din teritoriu? La nivel de proiecte, noi nu ne diferențiem, deoarece există niște proiecte unice, tip, da? Pentru fiecare grup local, însă ceea ce putem noi să facem și cum să ne aducem aportul este prin calitate și prin cantitate. Aveți întâlniri și cu ceilalți membri din celelalte orașe? Membrii ai ELSA? Consfătuiri, întâlniri? Da. Cum tocmai spuneam, de întâlnirea Consiliului Național, pe lângă asta avem study visit-urile între, de regulă, două grupuri locale. Sunt o mulțime de evenimente naționale pe care grupurile locale le organizează și la care încercăm să participăm sau în momentul în care noi organizăm vin cei din alte facultăți, din alte grupuri locale. Aveți o zi în care el să-și aniversează înființarea sau constituirea? Ar fi data de 4 mai. Când organizați ceva special pe 4 mai? Sau lăsați alte perioade din an pentru astfel de evenimente? De regulă nu se organizează un eveniment de amploare. Mai este un eveniment care se numește Elsa Day, care se desfășoară de obicei în luna noiembrie. Bine, nu are legătură neapărat cu înființarea asociației sau nu e un eveniment aniversar, dar în fiecare an se alege o tematică și toate grupurile locale trebuie să organizeze un proiect pe respectiva temă. Anul acesta este dreptul la educație și va trebui să organizăm un eveniment pe tema dreptului la educație. Cel mai probabil vom face o sesiune de dezbateri pe dreptul la educație și probabil o cafenea juridică. Foarte interesant. Laura, spuneai de stagiile de practică, dar știu că mai există o componentă la fel de utilă. Faptul că puteți facilita angajarea absolvenților de facultate la diferite firme sau în cadrul unor instituții. Cum realizați acest lucru? Da, este un proiect marca STEP, aș putea spune, care, din păcate, în Iași nu a fost organizat de mulți ani, dar este unul dintre lucrurile pe care eu îmi propun să le fac în acest an. Funcționează în fel precum o sesiune de prelegeri și de conferințe pe perioada a 3 zile. În aceste 3 zile vom încerca să aducem cât mai multe case de avocatură din întreaga Românie, care să-și prezinte ofertele studenților din ani terminali, pentru care putem spune că noi încercăm să-i ajutăm pe tinerii juriști să obțină diferite locuri de muncă, dar acum depinde, vom vedea cum va evolua și cum va fi primită procesul, da, ideea voastră, da, de către potențiali angajatori. Da, așa este. Ștefan, pentru tine, care a fost cel mai interesant stagiu de practică? Ai participat la... Ce ți-a plăcut? Din păcate, până mi-a zis Laura la început că ea nu prea a fost. Da, nici eu nu am participat la stagii de practică internaționale, doar la stagii de practică la nivel local. Cel mai interesant cred că a fost stagiul la parchetul militar. Pentru că e acea aură armatei, nu prea avem noi acces oricum civili. Oarecum exclusivist. Da, exact. Și a fost cel mai interesant stagiu de până acum.
Ce ai făcut mai exact acolo? La ce ai avut acces? Mi s-au prezentat... Pentru cei care nu sunt în domeniul dreptului, poate e bine de clarificat în ce constă un astfel de stagiu. Ce faceți voi acolo? Ce învățați? La ce informații aveți acces? Că trebuie respectată confidențialitatea și da, bine, desigur, nu avem acces la informațiile confidențiale, însă ni s-au prezentat metode de lucru ale procurorilor de la parchetul militar, cazuri care pentru ei au ridicat anumite probleme și au fost mai greu de elucidat. Deci până la urmă ați discutat și niște spețe, nu? Da. Și ați văzut acolo care a fost soluția în cauzele respective, cum a fost motivată, pe ce probe s-a bazat, da? Exact. A fost interesant. Dacă tot am avut în discuție faptul că ți-a plăcut un astfel de stagiu, Laura, tu ce carieră juridică vrei să urmezi? E întrebare tot la INM? Nu, mi-aș dori să nu mă axez pe joburile clasice ale unui tânăr jurist. Mi-aș dori, în schimb, să urmez o carieră în diplomație, relații internaționale sau, de ce nu, drept european, una dintre instituțiile de care menționa Ștefan mai devreme. Consider că asta este chemarea mea și asta trebuie să fac, da. Tu, Ștefan? Visul meu din momentul în care am intrat la drept a fost acela de a deveni avocat. Vreau să dau examenul de admitere în profesie, în avocatură, în toamna anului viitor. Dar, cum spuneam, nu exclud pe viitor nici posibilitatea unei cariere în diplomație și mai departe, dar consider că până ajunge acolo mai am nevoie de foarte multă experiență. Laura, în ce măsură îi ajută asociația pe studenții Facultății de Drept să identifice care este cea mai potrivită carieră juridică pentru ei? Că sunt mai multe variante. Poți fi executor judecătoresc, avocat, notar, mediator, așa este, aveți dreptate. Magistrat, dar și lista poate continua. Proiectele noastre dezvoltă cumva participanți în mod multilateral, în trecut apucă să fie și mini-avocați, să facă dezbateri, să meargă la concurse de procese simulate, să facă practică pe cealaltă parte, sau de ce nu să participe la conferințe și la seminare despre și cu juriști din alte domenii, cu liberi profesioniști, cu persoane din instituții precum parchetul militar, tribunalul militar sau tribunal parchet. Până la urmă, dacă îți alegi să faci un stagiu de practică într-un cabinet de avocatură, îți poți da seama dacă îți place să desfășori o astfel de activitate. Exact. La fel, dacă mergi într-o firmă de consultanță, poate îți place să oferi consultanță persoanelor fizice și juridice. Și multe alte posibilități. Asta exact. E important. Cu cât luăm mai mult contact cu respectivele profesii, cu atât vom fi mult mai bine informați. Corect. Ce planuri de viitor are asociația? Ce v-ați propus voi să realizați? În primul rând, ne dorim să, cum am mai spus, să avem evenimente cât mai calitative pentru, în beneficiul studenților, în beneficiul membrilor. De asemenea, ne dorim, de fapt, suntem în curs de pregătire a organizării unui concurs național de procese simulate pe tema drepturilor omului, concurs pe care noi l-am câștigat la nivel național, la întâlnirea Consiliului Național din primăvara acestui an. Au fost mai multe grupuri care au candidat, Iașul a ieșit câștigător, să spunem, și în primăvară, în luna aprilie, trebuie să organizăm acest concurs pe care ne-l dorim a fi organizat cât mai bine. Ce presupune organizarea acestui concurs? Ce trebuie să aveți voi în vedere? Ce pregătiți? În primul rând, trebuie să avem în vedere faptul că vom avea participanți din mai multe centre universitare. Concursul nu se adresează doar membrilor ELSA, pot participa și alți studenți la drept care nu sunt membri ELSA. Sau membri din alte asociații. Sau membri din alte asociații, exact. Tot ce presupune găzduirea acestora, cazare, mese, coffee break-uri și așa mai departe, plus găsirea unei săli în care trebuie să ne desfășurăm concursul. Concursul are două etape, o etapă scrisă, care este și eliminatorie, dacă nu mă înșel,
Din ce materii o să fie? Din domeniul drepturilor omului. Atât. Da. Echipele vor trimite un memoriu scris, cele mai bune memorii vor fi selectate, iar în faza orală vor ajunge 8 echipe. Concursul se va desfășura pe 2 zile. În prima zi rundele de calificări și semifinala, iar în cea de-a doua zi finala. Pot participa studenți doar din anul 1, 2, 3 sau pot, ce condiții ați pus? Pot participa din orice an. Din orice an. Să aibă cunoștințele minime de CEDO. Pentru că presupun că aveți nevoie de sponsori sau persoane care să sprijine categoric, acest eveniment. Categoric. Și, cum spuneam, ne dorim ca evenimentul să iasă cât mai bine, pentru că anul următor dorim să candidăm iarăși pentru obținerea concursului. Este deja a doua ediție care se desfășoară la Iași, s-a mai desfășurat odată în 2014 și vrem să menținem tradiția ca acest concurs național de procese simulate pe drepturile omului să se desfășoare anual la Iași. Foarte frumos. De să fie din 4 în 4 ani sau să fie mai des? Nu, concursul se organizează anual. Anual, dar prima dată a fost an, în... Da, exact. Da. În fiecare an grupurile locale își depun candidatura, se votează de către Consiliul Național și noi dorim să candidăm de acum în fiecare an să îl menținem la Iași. Da, dar aveți nevoie de suport financiar. Categoric. Da. Că este un proiect de anvergură și sunt implicate tot soiul de resurse, materiale, financiare și umane. Adevăr, așa este. Alte planuri în afară de acest concurs? Mai aveți? Dorim să ne lărgim echipa, întrucât acum avem o echipă închegată în care fiecare membru știe exact ceea ce trebuie să facă, însă niciodată nu sunt destui membri și destule persoane care să pună cot la cot la treaba pe care noi avem de făcut, pentru care dorim să ne lărgim treptat mai mult și mai mult echipa. Și de asemenea dorim să ne extindem membrii și către celelalte facultăți de drept din Iași, pentru că în momentul de față 99% din membrii sunt de la Facultatea de Drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, însă se pot înscrie ca membri și studenți la drept de la celelalte universități private din Iași. N-a existat interes din partea altor universități sau facultăți? Nu știu care au fost motivele, de-a lungul anilor au mai fost studenți și de la celelalte universități. Anul acesta sperăm să avem din nou la recrutări. Sau au și asociația lor în cadrul universității respective? Din câte știu, nu. Nu suntem numai noi. La nivel local, da, pe Iași, în domeniul dreptului, doar ELSA și Asociația Studenților în Drept, ASD. Laura, tu ești vicepreședinte, Ștefan, tu ești președinte. Care este structura organizatorică a asociației? Structura de conducere. Da, aveți un președinte, da? Da, biroul local este format din președinte, secretar general, trezorier și 5 vicepreședinți. Pe vicepreședinte activități academice, vicepreședinte seminare și conferințe, vicepreședinte STEP, vicepreședinte marketing și vicepreședinte resurse umane. Și cu ce se ocupă un vicepreședinte în afară de coordonarea departamentului respectiv? Cu ce se diferențiază un vicepreședinte STEP față de un vicepreședinte al departamentului de resurse umane? Ce atribuții diferite în are unul față de celălalt? Sunt diferite în sensul că avem proiecte diferite, dar pentru care trebuie să coordonăm în mod, nu putem coordona în mod similar activitățile pe care departamentul nostru le face, însă în 80% din cazuri avem cam aceleași atribuții de a ne coordona echipa, de a realiza proiectele, de a colabora cu vicepreședinții celorlalte grupuri locale și vicepreședintele ELSA România. Deci suntem destul de similari în acest punct de vedere. Alegerile sunt odată pe an. Da? Da. Și cum se organizează? Cum se votează? Cum ajungeți să fiți desemnați, aleși în funcțiile respective? Legerile se organizează. Faceți o adunare generală, da? O adunare generală, la noi se numește Consiliul Local, totalitatea membrilor activi cu drept de vot. Așa cum spunea și Laura, candidatul își trimite candidatura cu CV, scrisoare de intenție și planul de activitate. În cadrul ședinței de Consiliu Local, fiecare candidat are la dispoziție 5 minute pentru prezentarea candidaturii și apoi 10 minute pentru întrebări din partea celorlalți membri. Alegerile efective
se fac prin vot secret. Secret, da. Da, pe buletin de vot. Și câștigător este cel care întrunește majoritatea. Cum de se întâmplă alegerile în luna august, ați spus? Nu, alegerile de regulă în luna mai, iar mandatul începe la 1 august. Începe la 1 august. Și se poate întâmpla ca persoana care a fost vicepreședinte pentru un departament să fie realeasă? Da, da, există această posibilitate și din când în când se întâmplă chiar. De obicei își doresc persoanele să rămână în pozițiile respective sau își schimbă opțiunile? De obicei ori își schimbă opțiunile, ori vizează un target mai înalt, precum cel de la națională, să fie vicepreședinte la națională. Cum a fost Ștefan? Tu, Laura, ce planuri de viitor ai? Dacă acum ești vicepreședinte pentru departamentul STEP, ce îți dorești? Sincer, e puțin cam de vreme să mă pronunț. Am avut abia prima ședință, urmează să organizez primul proiect. Cred că o să pot să vă răspund la întrebarea asta undeva mai spre aprilie, mai. Ok, atunci o să reiau întrebarea atunci. Cum are, da. Ștefan, tu ce planuri personale ai? Planuri personale? Să înveți pentru să avocatură. Să înveți pentru avocatură, da, pentru că examenul e dificil. Iar pe partea de el, să spun, din păcate e ultimul an în care mai pot fi membru, fiind anul 4, dar cu siguranță voi ajuta în continuare asociația, pentru că m-a ajutat foarte mult. Dacă urmezi un master ulterior, nu mai poți fi membru în asociație? Ai două opțiuni dacă urmezi un master. Poți fie să rămâi cu statut de membru activ sau fie poți primi un fel de statut de senior, când nu trebuie să te implici activ în proiectele de zi cu zi, însă trebuie să susții grupul local sau din care provii cu tot ceea ce poți atunci când îți cer ajutorul. Da, și aici ar mai fi două condiții. Masterul trebuie să fie obligatoriu în domeniul dreptului și să fii admis în prima sesiune de după licență. Pentru că dacă ai o întrerupere, nu mai poți fi... Deci imediat să... Da. Aplici pentru un master. Da, iar în ceea ce spunea, privitor la ceea ce spunea Laura cu privire la seniori, de regulă seniorii sunt acele persoane care au avut o implicare activă timp de 4 ani și pot să ajute asociația în continuare, fie prin sprijin moral, sprijin material și mai departe. Laura, știu că în cadrul asociației efectuați tot felul de traininguri, așa este? Pe ce teme? Și cum derulați aceste sesiuni? Din nou fac referire la departamentul nostru de resurse umane, pentru că e un eveniment semestrial care este denumit ELSA Training Days, în care timp de 3 zile, dacă nu mă înșel, avem programul încărcat cu tot felul de traininguri, atât pe ceea ce înseamnă regulament de ordine interioară ELSA și cum să-ți coordonezi echipa, dar și pe latura asta personală, de dezvoltare personală, de abilități de vorbire în public, de mimică, gesturi, orice domeniu poate fi. Cine predă la astfel de traininguri? Tot voi? Cei mai mari? Trebuie să aducem traineri specializați. Există la nivel național o bază a trainerilor ELSA, persoane care au urmat un curs de formare în cadrul ELSA, se numește Train the Trainers și se organizează odată la 2 ani. Și de asemenea mai avem traineri de la alte asociații cu care am încheiat parteneriate. Sună foarte interesant. Ai mintit de un regulament de ordine interioară? Da. Ce regulament aveți voi la asociație? Ce se face și ce nu se face? Da, e un regulament foarte vast. Tu ca președinte trebuie să-l știi. Exact. L-ai și semnat? Nu l-am semnat eu pentru că a fost modificat înainte să intri în mandat. Regulamentul cuprinde în mare atât informații cu privire la structura organizatorică a asociației, cât și cu privire la statutul membrilor, pentru că avem membri activi, membri observatori, fiecare cu drepturi asemănătoare, dar cu obligații ușor diferite. De asemenea, mai este reglementată relația dintre ELSA IA și ELSA România și mai departe, în general chestiuni strict organizatorice. Aveți condiții de excludere a unor membri? Sunt anumite situații în care poate fi exclusă un student din asociație? În general... Cu titlul de sancțiune, să spunem. Cu titlul de sancțiune avem, da, aceste sancțiuni care se dau
pentru absența nemotivată de la un anumit număr de ședințe sau pentru neplata cotizației un anumit număr de luni. Deci există și o mică cotizație ca să vă susțineți activitățile asociației. Da, așa. Laura, tu la ce training-uri ai participat până acum? Eu am participat la training-ul obligatoriu pe regulamentul de ordine interioară, pe care fiecare boboc sau proaspăt recrut trebuie să îl urmeze. De asemenea, am participat și la un training pe coordonarea echipei mult mai bine, însă nu am apucat să particip foarte mult pentru că eram antrenat în alte proiecte la momentul respectiv. Tu, Ștefan, ce training ți-a plăcut din Elsa? Sunt multe traininguri la care am participat. Cred că unul dintre trainingurile care m-au ajutat cel mai mult a fost un training pe public speaking, la care am participat chiar în anul întâi, în luna noiembrie. Eram după o lună student la drept și mi-a prins foarte bine. Nici măcar nu te-ai despeticit. Da, dar mi-a prins foarte bine acel training și mai țin minte un training pe negociere care la fel m-a ajutat foarte mult. E nevoie de abilități de negociere pentru un avocat? Categoric. Cred că pentru orice jurist e nevoie de să aibă această abilitate. Ce ramura dreptului vrei să mergi în avocatură? Pe drept penal. Cum așa? Ce te-a determinat să nu știu, îmi place foarte mult materia și cred că mi se potrivește. Nu mă consider genul de persoană care să stea tot timpul în birou, că pe parte de drept civil ai foarte multe contracte, faci consultanță și îți petrești majoritatea timpului probabil în birou. Pe partea de penal mi se pare mult mai antrenant. Tu, Laura, ce materia dreptului preferi și de ce? Eu prefer foarte cu predilecție dreptul european. Conține foarte multă istorie, conține ceva mult mai larg decât noi ca indivizi sau noi ca stat și asta îmi place foarte mult, mă atrage. Ai fost în stagiu de practică la Camera de Arbitraj? Nu am fost în stagiu de practică, însă mi-am oferit ajutorul cu fiecare ocazie. Ai participat la conferință, te-ai implicat în organizarea conferinței. Exact. Sunteți membri activi și de fiecare dată răspundeți pozitiv când cineva dorește să vă implice în diferite activități. De cele mai multe ori, da, dorim să lărgim imaginea Elsa. Ok. Alte planuri în afară de ce ați amintit? Ce vreți să mai aduceți nou? Când ai preluat mandatul? Ați avut un soi de raport de activitate pentru anul anterior și un soi de evaluare a activității pe care ați desfășurat-o? Există un soi de evaluare, descărcare de gestiune se numește la noi. De regulă se face în toamnă pentru mandatul anterior. Deci cei care au avut funcție de conducere înaintea noastră vor trebui să-și prezinte descărcare de gestiune în fața Consiliului Local undeva în luna octombrie, final de octombrie, început de noiembrie. Și ce ați identificat ca plusuri în mandatul anterior? Care au fost realizările echipei? Sincer, anul trecut Elsa a crescut foarte mult. Oamenii chiar s-au implicat foarte mult în activitatea pe care au avut-o și ne dorim să menținem în continuare acest standard. Minusuri nu am descoperit, doar plusuri până acum. Deci, practic, asta vă motivează să faceți cât mai multe activități și să creșteți asociația din ce în ce mai mult și din punct de vedere calitativ și din punct de vedere numeric. Exact. Asta este foarte important. Ce putem spune pentru final? Dacă aveți un gând de final pentru evenimentul pe care îl organizați pe 8 octombrie, da? Și ce planuri? Ce aveți de transmis colegilor voștri? Dacă și mult succes, da, exact, avem colegi care ne urmăresc. Cred că dorim să ne urăm mult succes și celor care încă nu sunt membri Elsa să vină la This is Elsa, să-și găsească departamentul pe care se pliază ei cel mai bine și să aplice, pentru că nimeni care a fost vreodată în Elsa n-a avut niciodată un regret. Mai există un bal al bobocilor? Aveți pentru cei veniți în anul întâi? Există, dar din păcate nu-l organizăm noi. Da. Nu suntem noi organizatori. Ar fi bine, nu? Să faceți un
În schimb, avem petrecerea de care zicea și la ora vineri și studenții ne pot descoperi acolo și latura mai puțin academică și formală. Reușiți să legați prietenii și să aveți activități extra școlare, academice? Sincer, da. Eu totuși cu departamentul și cu oamenii din biroul local mă înțeleg foarte bine și facem atât lucruri academice care trebuie făcute, cât și ieșiri prietenești și diferite excursii. Asta este foarte frumos. Da. Vă mulțumesc frumos pentru prezență. Vă mai aștept și cu alte ocazii să-mi povestiți despre proiectele voastre și despre reușitele pe care le aveți. Mulțumesc. Sper că o să fie. Da. Și să aveți planuri din ce în ce mai mărețe. Vă mulțumim mult pentru invitație. Cu drag. Mulțumim și telespectatorilor pentru atenția acordată. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Invitație la Cunoaștere. Vă dorim o seară plăcută!